Noi am rămas singuri. Tata a murit acum 3 ani. Mama am înmormântat-o ieri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 copii care în urmă cu 3 ani și-au înmormântat tatăl, iar ieri și-au condus pe ultimul drum mama. Mama cum a fost? Mama a durut foarte mult. Plângea în durere. Spunea că nu mai poate. Cum e inima ta în momentele astea? Cum ești tu? Nu sunt bine deloc. De pe internet ați aflat că a murit mama? Eu da. Cu sora mai mare. Păi am locuit aici de când eram mică. Am plecat la școală la 7 ani. Și în urmă cu 3 ani tatăl meu a murit. Atunci am aflat că și mama avea cancer. Când a născut-o pe sora mea mai mică. Și pe 24 octombrie am aflat că și mama a murit. Câți ani a avut mama ta? 48. A fost harnică, bună, iubitoare, credincioasă, iubitoare, harnică. Ce însemna mama pentru tine? Tot. Acum 3 ani de zile am mormântat băiatul și au rămas copiii cu mama. Ieri am mormântat și pe mama. Asta a fost planul lui Dumnezeu și nu ne-am putut opune. Bunicul e prezbiter, tatăl copiilor care au decedat în urmă cu 3 ani de zile. A fost diacon. Tata a fost bolnav. O săptămână aproape înainte să moară, el nu se simțea prea bine. Ultimele 3 zile s-a simțit foarte rău. S-a cu aparatul de oxigen ultimele 3 zile. Ce s-a întâmplat în inima ta când, sau în inima voastră când o plec ca tata? Atunci nu eram așa de mare să concep ce s-a întâmplat, cum sunt acum cu mama. Aveam 12 ani, eram mică, nu m-a durut, dar nu ce fel a fost la mama. La mama cum a fost? Mama m-a durut foarte mult. Ei doi s-au iubit foarte mult și asta cred că o să o duc toată viața, amintirea asta. La noi în casă nu era ceartă, nu era... Cum e inima ta în momentele astea? Cum ești tu? Nu sunt bine deloc. Ne-am tot rugat pentru ea să se facă bine, când acum un an cred că a primit ungerea. Spuneai despre morfină. Ea făcea zilnic morfină sau...? Zilnic făcea morfină, acum în ultimul timp. Nu putea să supraviețuiască fără morfina ea. Sâmbătă, seara, plecat de acolo de la bunici, unde stătea ea. Atunci ea nu își mai amintea cum mă cheamă pe mine. Și după a doua zi a plecat la spital. Și n-am mai apucat să mai fac. Ce e în inima unui copil, a unei fete, când pleacă mama? Nu pot să vă explic. Doar cine se... Doar cine trece prin așa ceva, poate. Știi. O durere care nu prea pot să o explici. Te-ai închis în tine, ai avut cu cine să vorbești? Am avut cu cine să vorbesc, dar m-am preferat să țin mine. Cei mici nu prea concep ce se întâmplă acum, dar pe cei mari suferă foarte mult. Când ai aflat că a murit mama, unde erai? Eram la o verișoară de a tatălui. Eram cu sora mai mare, Naomi, și am văzut o postare. Cu... Nu să te uit niciodată. De pe internet ați aflat că a murit mama? Eu da. Cu sora mai mare. Și când ai văzut ce a fost în inima ta? Păi nu prea mai știu, da. Pentru că am avut și un atac de panică atunci. Cum ai trăit clipa respectivă? Nu mai mă rog aminte. Nu mai știu ce s-a întâmplat. Eu aveam grijă de ea. Eu îi dădeam pastile, îi să mănânce, o spălam. Am avut foarte multe amintiri cu ea. Ultima dată când am văzut-o a fost pe targa de la Mulat. Când ai văzut cum pleca pe targa, ce
La ce te-ai gândit? M-am gândit că o să vin acasă bine. Păi, casa acum este prioritară pentru noi. Pentru că nu vreau să stăm separați. Avem nevoie de casă și să putem merge la școală, să fim toți împreună. Aduceam un cărăcior cu mama și se uita la casă și visul ei era să vadă casa gata. Am ales să construim o nouă casă pentru că cea veche a plouat foarte mult în zona la noi aici, s-a inundat. A intrat după câteva ori apa în casă, la un moment dat ne-am hotărât că trebuie dărâmat, că nu se mai putea face nimic. Și s-au ajuns până în situația asta cu clădirea asta. A fost apă foarte multă și dulapurile se dispembrau. Casa are un nivel ridicat, trebuie centurile și al doilea nivel și acoperișul, interiorul, dormitor, bucătării și baie. Deci familia este într-adevăr o familie credincioasă, de mici copii, părinți au fost credincioși amândoi. Am dorit ca să se finalizeze pentru că copiii n-am vrea ca să stea jumătate într-o parte, jumătate. Aș avea rugămintea la toate bisericile evanghelice care simte această durere și mai mult de atât, care simte chemarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, așa cum s-a amintit, El este Tatăl orfanilor și El nu va veni în persoană, El lucrează doar prin oameni. Și am vrea ca fiecare din bisericile evanghelice să fie oamenii aceia care să fie persoana de contact a lui Dumnezeu, care să facă ceva pentru acești copii. Și am dorit din toată inima, așa cum spunea și păstorul, ca copiii să locuiască împreună, să fie toți la un loc. Nu-i vom părăsi niciodată, pentru că astea ne-au rămas averea noastră. Cel mai greu lucru care te confrunți acum la moment care este? Să accept că suntem singuri. Eu aș vrea să spun că nu ești singură și că nu sunteți singuri. De-aia am venit noi aici. Pentru că alături de noi se vor aduna prin credință și alți oameni care vă vor arăta că nu sunteți singuri. Și nu sunteți singuri, știți de ce? Pentru că, în primul rând, Dumnezeu este cu noi. Și apoi pentru că sunt și alți oameni care ne-au privit și am făcut minuni alături de ei pentru foarte mulți copii. Trebuie doar să ne punem nădejdea în Dumnezeu și am venit aici să vă mai spunem că există Dumnezeu. Și că Dumnezeu face minuni, nu omul face minuni. Acum casa este începută, zidurile sunt ridicate, o parte din ele. Dacă ar fi ca Dumnezeu să ajute și să terminăm cu bine casa asta, cum ar fi pentru voi ca și familie? Ar fi un milagru. Noi nu mai avem mamă și tată și avem nevoie de ajutor. Avem nevoie de sprijin și vă mulțumesc dacă ne-l puteți acorda. Singuri nu putem. Ne trebuie un ajutor. În urmă cu două luni am întâlnit-o pe mama copiilor pe acest pat, se odihnea la umbră, se sprijinea de cadrul acesta și atunci am făcut o rugăciune pentru ea și una din cererile pe care le-am adus înaintea Domnului a fost ca copiii aceștia să se poată bucura de o nouă locuință. Această locuință a început, dar este nevoie de implicarea noastră ca să o ducem la bun sfârșit. Mama nu și-a văzut rugăciunea încă deplinită, dar credem că această rugăciune va fi ascultată chiar dacă ea a plecat de pe acest pământ.